Luăm o sticlă de 0,5 litri, o umplem cu apă și îi punem dopul. Apoi o perforăm cu ajutorul unui compas într-o parte, mai la mijloc. Și observăm, cu toate că am perforat-o, apa nu țâșnește prin acel orificiu. Dacă desfacem, în schimb, dopul, observăm că avem un jet de apă care curge. Care este explicația? Cât timp aveam dopul pus asupra apei din vas, nu acționa presiunea atmosferică. Odată ce scoatem dopul, presiunea atmosferică apasă de sus în jos asupra suprafeței apei din vas și, iată, împinge apa, bine și datorită presiunii hidrostatice, da? Există și presiune hidrostatică, dar este ajutată și de către presiunea atmosferică. Deci, așa demonstrăm apăsarea aerului atmosferic de sus în jos.